găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Invitatul meu de astăzi este psihiatrul Cristian Erdei. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Iar astăzi povestim despre responsabilități. În timp ce unii fug cât îi țin picioarele de responsabilități, alții își asumă prea multe. Ce facem cu cea de-a doua categorie? Da, e o chestiune foarte confuză asta cu hiperresponsabilitatea, cum numim noi în terapie, știi? Sunt foarte mulți oameni hiperresponsabili, hiper fiind prea mult, știi? Dar o să încerc să pledez pentru faptul că, de fapt, hiperresponsabilii nu sunt responsabili, de fapt, așa cum ar fi cazul. Adică sunt, de fapt, tot hiporesponsabili. De ce? Pentru că există o confuzie între altruism și povestea asta, știi? Adică dacă sunt hiperresponsabil și mi-asum toate sarcinile și fac toate lucrurile și te ajut oricând și trăiesc doar pentru cei din jur, știi, pentru copiii mei, pentru cei apropiați, cumva am impresia că sunt un om bun. Și fac asta din iubire și fac asta pentru că realmente îmi pasă. Și real, până într-un punct, probabil că așa stau lucrurile, fac asta pentru că îmi pasă. Dincolo de punctul ăla apar niște simptome, niște stări ciudate, știi? Nu sunt mulțumit niciodată. Dacă nu am ceva de făcut pentru cei din jur, mă simt gol pe dinăuntru și nu știu ce să fac cu mine. Știi? În weekendurile alea în care copiii pleacă nu știu unde în vacanțe și eu ca părinte rămân singur, nu prea știu ce să fac cu ziua aia, știi? Și astea sunt semne care nu arată că de fapt eu fac toate astea din bunătate și iubire, ci pentru că fug un pic de mine, știi? Și atunci confuzia mare este între hiperresponsabilitate și ideea că țin foarte mult la ceilalți. Iar ideea de bază e să putem diferenția două zone. Una e cea în care îi ajut pe ceilalți pentru că îmi pasă de ei și una e cea în care nu mă pot opri să nu-i ajut pentru că fug de fapt de ceea ce aș face eu cu viața mea. Undeva cândva am renunțat la proiectul ăsta al meu cu mine. Și atunci dacă sunt o mamă care trăiesc doar pentru copii pentru că nu mai cred că pot să am o relație de cuplu care să fie ok, fie că m-am despărțit de fostul meu soț, fie că sunt într-o căsnicie care nu funcționează. Am uitat de pasiunile pe care le aveam acum câțiva ani, vroiam poate să fac niște lucruri cu viața mea. Și atunci mă cantonez doar în sfera relațiilor cu niște oameni apropiați, mințindu-mă că de fapt e o formă de iubire cea în care trăiesc doar pentru chestia asta, știi? Și atunci, de fapt, hiperresponsabilii sunt hiporesponsabili pentru că fug un pic de responsabilitatea pentru propria lor viață, știi? Cum putem să regăsim echilibru? Eu am așa în minte conturată mama eroină, care are 2 sau 3 copii, care sunt impecabili, casa impecabilă, soțul hrănit și... Da, de aia e foarte delicată povestea asta și spun foarte confuză pentru că dă foarte bine așa, știi? Uh-huh. Ideea asta de mamă eroină, mama care trăiește pentru copii, e foarte greu și sensibil să combați lucrurile astea. Țin așa de un soi de moralitate, de un soi de imagine publică, știi? Dar dacă mama aia eroină e tristă, e depresivă când e în absența familiei ei, ceva nu-i bine, știi? Cum ajută? În urmă, un părinte nefericit nu e neapărat un părinte grozav de bun, știi? Încercând să spunem acestor oameni că, de fapt, ei, viața lor, dincolo de cei din jur, are și alte capitole la fel de importante. Era, poate ți amintești de prin liceu, piramida lui Maslow, știi, cu cele 5 nevoi umane, nu? Una din ele, pe nivelul 3, era povestea cu afecțiune. E foarte important să avem relații. Eu sunt foarte mare fan al apropierilor cu oameni, etc. Dar nu e singurul capitol, știi? Mai avem ceva legat de vocație, avem un capitol care e legat de propriile noastre pasiuni, de propria noastră, nu știu, dacă vrei, misiune pe lumea asta, într-un fel sau altul. Unul cântă la chitară, altul pictează, altul... E foarte important și capitolul ăsta, până la urmă, nu? Nu trăim doar pentru ca să-i ajutăm pe ceilalți sau doar pentru ca să facem ceva pentru cei din jur. Cum putem ajunge în vârful piramidei? Prima versiune era că e nevoie să bifăm nivelele anterioare, știi? Dar sunt excepții, unii oameni pot să devanseze nivele. E greu să ajungem în vârful piramidei pentru că e nevoie să ne ocupăm de celelalte nevoi pe care să le satisfacem într-un grad cât de cât rezonabil, știi? Și atunci, dacă reușesc să mă întreb măcar 5 minute pe zi, în afară de profesia mea unde trebuie să mă duc să vin, în afară de relațiile mele, oare eu pentru ce mai trăiesc pe lumea asta, știi? Care e pasiunea de care am uitat? Asta e o chestie pe care poate ar fi util să o facem măcar o dată pe săptămână, știi? În momentul în care trăim doar pentru oamenii din jur, nu e suficient. Totuși, există și o categorie de persoane care sunt foarte eficiente. Așa sunt ele. Da. Și rezolvă multe probleme. Dar totuși au sinele plin și sunt oameni împliniți. Da, a fi eficient nu înseamnă neapărat a fi irresponsabil. Pot să fiu eficient și să mă ocup și de mine în același timp. Asta e ideea. Adică ideea e să pot să mă pun și eu pe același plan cu ce se întâmplă cu oamenii din jur. Nu să fiu pe un plan secund.
și să mă auto-iluzionez că treaba asta înseamnă un soi de sacrificiu, ăsta e mitul aici, nu? Mă sacrific pentru cineva, vezi, Doamne, sunt atâta de bun încât mă sacrific pentru cineva. De multe ori sacrificiul ăsta e un fel de autoabandon. Eu fug de mine în povestea asta. Ce se întâmplă cu oamenii care își asumă foarte multe responsabilități și nu le pot duce la bun sfârșit? Evident că intră în burnout, e primul semn, știi? Bărbații sunt copleșiți. Nu pot spune nu, fac promisiuni pe care chiar atunci când le fac au ideea vagă că nu o să le poată susține de fapt. Și după câteva luni sau câțiva ani, acum depinde. Sunt unii oameni de tonaj mare, știi, care duc multe chestii și după pot să reziste câțiva ani, poate. După care intră în burnout. Burnout se manifestă prin treaba asta de a fi iritat, nu mai îți place nimic, nu mai ai chef de chestii, știi? Și atunci încet încet intri într-o zonă în care funcționezi sub imperiul lui trebuie să. Trebuie să bifez aia, trebuie să merg acolo, trebuie să vorbesc cu aia. De fapt, nu mai am niciun chef, nicio energie, nicio pasiune pentru chestia asta și depresia, evident, e următorul pas. Depresia în sensul în care viața mea parcă merge stereotip. E trasă la xerox, știi? Nu mai fac chestii noi. Nu... Așa că e destul de periculoasă povestea asta cu hiperresponsabilitatea, fără îndoială. Și e foarte frecventă. Oamenii își dau seama că au o problemă? Mulți își dau seama. Pentru mulți e o poveste veche, știi? Putem ajunge hiperresponsabili pentru că, de exemplu, în copilărie, am fost investiți cu sarcini prea mari pentru vârsta noastră. De exemplu, nu? O soră mai mare trebuie să îngrijească de o soră mai mică. Și atunci ea se ocupă de povestea asta ca și cum ar fi o mamă, dar ea are 7 ani sau 5 ani. Și atunci unii dintre noi învățăm să fim așa pentru că ni s-au pus pe umeri sarcini prea mari pentru noi la o anumită vârstă. Alții devenim hiperresponsabili pentru că ne temem de a nu greși. Și vrem să controlăm, vrem să avem toate butoanele, știi? Vrem să depindă doar de noi toată povestea. Și atunci noi trebuie să calculăm totul, să nu delegăm sarcini, nu? Să nu lăsăm pe nimeni să facă chestii în locul nostru. Și atunci, în această nevoie de control, la un moment dat devenim supra-solicitați. Și e greu și după care fizic putem să ne îmbolnăvim de boli în timp, de boli cronice, putem face hipertensiune și alte chestii din cauza acestei presiuni permanente. Știi? E ca și cum ai duce în spate mereu un rucsac de 20 de kilograme. Știi? Ești tot timpul de gardă, ești non-stop. Tu trebuie să răspunzi, să rezolvi toate problemele. E greu, știi? Da. Tu ai practicat de la cabinet. Spune într-o frumos, oamenii vin în timp util? Își dau seama de problemă, dar încearcă să o rezolve atunci sau tot amână momentul? Cei mai mulți vin atunci când încep să fie depășiți, când nu mai poți să compenseze, știi? Când apar semne de burnout sau chiar de depresie severă. Cei mai mulți, din păcate, vin atunci. Foarte puțin vin și spun... Cred că am o problemă de hiperresponsabilitate, am venit ca să nu fac o depresie în viitor. Știi? Mai sunt și așa, dar mulți vin pentru că deja au probleme, deja se simt rău, știi? Deja viața devine destul de apăsătoare și disconfortul e aproape permanent. Știi? Există un portret robot al persoanei hiperresponsabile? Și facem aici abstracție de mămicile eroine? Nu știu dacă e destul de diferit așa ca și profil de personalitate, de exemplu temperamental poate să fie și o persoană mai impulsivă așa și o persoană mai calmă, știi? Dar sunt oameni destul de capabili ca să poți să practic sportul ăsta, știi? Trebuie să fii destul de capabil, adică sunt oameni atenți, precauți, capabili, care au multe resurse, care pot să ducă multe chestii, dar care investesc toată această energie în ideea de control, știi? Genul de oameni care, dacă merg într-o excursie, e nevoie să știe toate informațiile tehnice despre acea excursie. Poate dacă ar merge cu avionul, s-ar teme că ar face un atac de panică pentru că ei nu pot să controleze în avion așa cum pot să controleze în afara lui. Și ideea asta de a nu putea să mă abandonez, știi? A nu putea să las lucrurile să curgă, a nu avea încredere. Că dacă îmi iau mâinile de pe chestia asta, iau să meargă cumva natural, e probabil cea mai tipică trăsătura a unui hiperresponsabil. Deci, uneori e benefic să lăsăm lucrurile în voia sorții? Da, e un termen frumos în psihologie, se numește hiperintenție. Știi? Până la un punct, cu cât fac un efort mai mare și cu cât mă preocup mai mult de o problemă, găsesc mai multe soluții pentru a o rezolva. Dincolo de punctul ăsta, așa e o curbă, știi? Dincolo de punctul ăsta optim, dacă fac mai mult efort și mă gândesc mai mult, soluțiile sunt din ce în ce mai puține, ca și cum aș fi un șoricel care mă învârt pe aceeași rotiță, știi? Și atunci există un punct în care trebuie să spun stop. Dacă nu spun stop, o să fiu steril, o să mă gândesc cumva fără randament. Și nu o să mai dorm și o să devin obsesional și nu o să ajung de fapt la soluții. Și doar o să repet aceleași chestii care o să mă bântuie săptămâni întregi. Atunci e foarte important să zic stop la un moment dat. Punctul ăla e foarte delicat de simțit, știi?
E... Din nefericire și noi trebuie să spunem stop pentru astăzi. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Iar noi să ne revedem sănătoși.